Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Avem foarte multe lucruri de făcut și, ei bine, o să vă dau un sfat legat de conturile voastre de Brawl Stars și ce ar trebui să faceți, să aveți grijă de ele și să nu le pierdeți, pentru că o să vă zic din experiența mea. O să fie puțin legată de precedenta chestie cu banatul contului. Știți că am avut contul banat și, mă rog, contul furat și după aia a fost suspendat. Și o să vă învăț o chestie, ce să nu faceți niciodată pe Brawl Stars. Să aveți grijă pentru chestia asta, pentru că puteți lua ban dacă faceți acest lucru. O să creăm și și clanul astăzi. O să facem clubul aici, o să facem din nou un club și puteți să intrați dacă o să aveți peste 16.000 de trofee. Ceea ce zic eu că este în regulă. Mai avem și noi puțin până facem 16.000 și o să deschidem și megabox-ul ăsta. Bă, s-ar putea să facem episodul ăsta. Cred că o să și facem 16.000 episodul ăsta, sincer să fiu. Haideți să vă povestesc care e faza, de ce sfat vreau eu să vă povestesc. Ei bine, nu știam nici eu chestia asta și poate că nu toată lumea știe chestia asta. Cei de la Supercell nu sunt de acord cu împărțirea conturilor. Practic, dacă tu ai un cont și îl dai unui prieten, Supercell-ul nu este de acord cu chestia asta și practic poate să-ți baneze contul pe acest subiect și este posibil să nu mai poți juca niciodată pe cont. Am realizat și eu chestia asta, mi-au zis foarte, foarte mulți că nu este bine că am dat contul la giveaway. Acum am mai recuperat contul, știu ce să nu mai fac. Și, aoleu, stai așa că vine asta. Așa, și vă dați seama că acum nu să mai dau nimănui contul. Și asta vă sfătuiesc și pe voi, să nu dați nimănui niciodată contul vostru, să fie doar al vostru, să nu mai împărțiți cu nimeni și practic să nu mai aibă nimeni acces la el. Este un sfat pe care vi-l dau pentru că vă puteți pierde contul foarte, foarte ușor în acest fel. Am și câștigat meciul, nici nu prea ne-am chinuit, oricum sunt puține trofee și de aia nu prea joacă ăștia atât de bine. Mă rog, puține trofee pe Edgar. Așa. Și ce vreau să vă zic? Aveți grijă pentru că puteți să vă luați ban și chiar ar fi păcat, pentru că mulți dintre voi mi-a zis că, bă, Sinner, eu mi-am luat ban pe cont, nu știu ce, nu mai am cont și așa mai departe. Și primesc chestia asta de foarte multe ori în comentarii, gen văd chestia asta de multe ori în comentarii și aveți grijă să nu fie din cauza asta, știi? Să nu fie din cauza asta. Pentru că dacă faceți un lucru de genul, gen mai dați la un prieten sau așa contul, Supercell-ul chiar poate să vă dea, cum se numește, ban la cont, știi? Mamă, ce se bat ăștia. Ce se bat ăștia, ia vină încoa, mă. Ia vină încoa. Nu s-a așteptat. Ia că iau eu asta. Lasă-mi-l mie, boss. Lasă-mi-l mie. Băi, deci Edgar mi se pare gen super, super șmecher ca și brawler, sincer să fiu cu voi. Deci mi se pare un brawler super OP. Rest in pepperonis. Ce dau? Aoleo, fac team ăștia contra mine. Fac ăștia team contra mine. Vreau să scrieți, dacă ați ajuns până aici, vreau să scrieți în comentarii brawlerul vostru preferat. Și o să primiți o inimioară. Bine, boș? Bine, boșilor? Mai sunt 3. Dar cam asta e chestia. Aveți grijă cui vă dați contul. Adică nu dați contul la nimeni și așa. Salut, boss! Și poate mulți dintre voi chiar nu știați chestia asta, pentru că nici eu n-am știut. Am primit multe comentarii de genul și după aia am realizat, bă, chiar nu e ok și m-am documentat puțin și am văzut că chiar poți să iei ban dacă tu împarți contul cu altcineva. Am făcut și 16.000 de trofee. Dar știți care e faza? Nu pot să deschid megabox-ul pentru că eu aveam 16.000 de trofee. Dar după ce a venit Trophy League Ends, gen după ce s-a terminat sezonul, nu sezonul, cum se numește chestia asta, habar n-am. După ce s-a terminat aia, da, mi-a scăzut din trofee și am făcut din nou, mă rog, nu-i nimica. Bun, haideți să facem și clubul, o să creez clubul, hai să vedem, îl facem aici pe episod cu voi. O să vreau să pun un cactus, ok, și numele
O să fie Ratoni Stars. Nu știu de ce Stars, dar am văzut că sunt foarte multe foarte multe cluburi cu numele de Ratoni. Descrierea o să punem ce descriere să punem, frate? Am făcut și o mică descriere aici. Clubul ratonilor oficial, fără înjurături, activitate și nu uita să te distrezi. E doar un joc și nu uitați și voi de chestia asta. Că e doar un joc și trebuie să ne bucurăm de el. O să pun 17.000 sau 15.000. Cred că 16.000. O să dăm open, family friendly. By setting your club as family friendly, you allow players of all ages. Da. O să poată intra toată lumea de toate vârstele. Și mi-a spus chestia asta, că cel care mi-a furat contul și a pus locația pe Moldova. Băi, e posibil să fie din Moldova cel care mi-a furat contul? N-am realizat atunci, dar am văzut și eu după aia, după episod. O să căutăm acum România, să punem pe România și eu contul încă l-am pe Moldova. Și, pardon, o să punem pe România, îi dăm create și am creat clubul nou, Ratoni Stars se numește, vă aștept în club. 16.000 de trofee văd aici. Hai să pun 17.000, că o să fac și eu destul de repede 17.000. Și eu zic că este ok. Acum că am făcut clubul, vă aștept să intrați acum, o să vedeți și voi după ce postez episodul. Și mai vreau să fac ceva, dar am uitat ce voiam să... Da. Mamă, lumaița. Bă, dar n-am bănuți că nu deschid pack-uri, că nu mai avem pack-uri cum aveam noi odată. O să mai băgăm un meci cu Edgar, să vedem cum îi batem noi pe băieții ăștia. Și da, vă mai repet o dată, poate n-am fost înțeles complet. Aveți grijă cu conturile voastre, e păcat să vă pierdeți conturile unde sigur a muncit toată lumea să deblocheze multe chestii. Mamă, bă, ce dă damage. Dă super mult damage. Ho. Ia vino, mă, încoabă, ei. Mamă, moară asta. Oh, shit. Putea să mă moare dacă venea pe mine. Ok, match-ul ăsta e mai interesant decât mă așteptam. Vino, mă, încoabă, ei. Max? Parcă? Ok, mă. Am bătut-o. GG, boss. GG, boss. A, mă, Leoane, mă, ce vrei de la mine? Uite-te și tu la el. Uite-te și tu la el. Ce vrei, mă, că nu poți să mă prinzi? Oh, shit. Trebuie să iau punctele de la ăla de a murit. Dar unde a murit? A murit sus. Stai că-mi trebuie punctele alea. Trebuie neapărat punctele astea. Dacă nu le iau, o să mă bată Leon. Bam. Ne regenerăm. Mi se duce și puterea. Mi s-a dus din putere. Trebuie să-l jucăm aproape. Cred că pot să-l bat dacă vine aproape de mine. Asta e chestia, să vină aproape de mine. Sau să vin eu aproape de el. Ultimata, știi? Hopa. Easy game, boys. Easy game. Bun, numărul unos. Nice. Da, mă, băieți, și sper că v-a plăcut episodul. Nu o să-l mai lungesc aiurea. Aș putea să fac chestia asta, dar nu o să-l mai lungim aiurea. O să mai vină episoade de Brawl Stars în continuare. Așteptăm să vină și Brawl Talk-ul, din câte am înțeles. O să vină acum la finalul lunii și undeva pe la începutul lui februarie s-ar putea să vină și update-ul în Brawl Stars. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Tiner, să aveți o zi faină și v-am pupat. Pa, pa!